Am găsit din nou actuală regională începe. Două subiecte avem pentru astăzi, 20 de minute la dispoziție. 10 minute acordăm pentru această întâlnire de grad 0 și o comentăm între liderii UE, NATO și G7 pe fondul crizei și conflictului dintre Rusia și Ucraina și amenințărilor Rusiei la adresa NATO și, în general, la adresa celor care nu sunt de acord cu acțiunile lor. Vorbim în prima parte. În a doua parte vorbim despre Institutul Francez de la Cluj, care vine cu un proiect extraordinar pe care îl vom devolua împreună cu Raluca Matei, responsabilul de cultură și comunicare al Institutului Francez din Cluj. Mergem acum cu primul subiect. Invitatul meu, Bartolomeu Constantin Săvoiu, general de brigadă în rezervă. Bună seara, domnule general! Bună seara, bună seara! Spuneți-ne, vă rog, cum apreciați această întâlnire de astăzi la cel mai înalt nivel, inclusiv președintele Americii, Statelor Unite ale Americii, Biden, s-a aflat cu cei mai importanți lideri UE și din partea țărilor G7. Cum vedeți, în contextul în care Rusia a spus foarte clar că s-ar putea ca NATO, dacă intervine într-un fel sau altul, va fi o luptă destul de contundentă? Cum apreciați această întâlnire de astăzi? Fără îndoială este o importantă întâlnire, însă ca imediat în început, nu o să vă mirați, fiind de întotdeauna un partizan al Partidului Republican, că nu sunt deloc un admirator acestui domn Biden sau Joe Sleeping Joe. Ok, bun. După părerea mea, va fi una cele mai catastrofice prezidenție în istoria americană. În fine, închid paranteză. Da, fără îndoială este o întâlnire importantă, însă, poate sunt contra curentului, însă vorbesc ce spun și analiști americani de înaltă calitate. Din păcate, războiul aproape pe terminat. Terminate în sensul că Rusia a cam câștigat. Rusia și-a luat cam ce vroia, sudul Ucrainei, ieșirea la port, fără îndoială Odessa și Mariupol vor deveni rusește. Îi vom avea... Iertați-mă, domnule general, din ce date aveți la dispoziție să spuneți că acest război este terminat și că Rusia deja este câștigătoare? Informații care le am și că din sute destul, chiar foarte bună, maximum 2 săptămâni războiul va fi terminat. Rusia își va lua partea leului, ce o interesează. Poate sud-sud-estul, Mariupol, ce dorea, Harkov, o să lase poate vestul, Kievul, Lvovul, cu condiția să fie neutru și și-a cam deplinit misiunea. Eu nu vreau să fac propagandă pentru jurnalul pe care îl conduc, patriaromana.com. Am scris deja cu 2 săptămâni în urmă un editorial foarte interesant, fără să știu că cu 7 ani în urmă, chiar mai mult, un mare om care nimeni nu poate contesta, Henry Kissinger, spunea același lucru. N-am citit decât, acum am pus după aceea, am pus comentariile lui, spunea același lucru, fără îndoială. Nu putem decât să condamnăm cruzimea președintelui Putin. Este, va rămâne un criminal. Clar. Din păcate pentru el, pentru că avea totuși în lume o anumită aură. Știam că mulți jurnaliști au fost otrăviți, opozați, în fine, se bucura de o anumită aură. E bine, cu acest fapt de a omorî oamenii vinovați, clar că va rămâne istoric ca un crimean. Totuși, și asta am spus deja în editorialul meu, nu ne putem împiedica să vedem care sunt cauzele profunde acestui conflict și ce spunea Kissinger, fără să știu, am spus același lucru, după aceea l-am citit, deja în 2014 spunea Ucraina trebuie să fie un pod între cele două lumi, occidentală și orientală, ea trebuie să fie ca Finlanda, neutră, și nu va avea decât de câștigat. De bine, președintele Zelenski, timp de 2-3 ani de zile, NATO, cum spunea general de Gaulle, guditul ăsta, l'Europe, cum în capri, pune ca capriță, Europa, e bine, ce s-a întâmplat? NATO nu poate să o apere. Ucraina nu poate să fie membru a NATO. Articolul 5 se bazează numai pe cei care sunt membri. Rezultatul, o distrugere acestui mare stat. Și, din păcate, mulți ani de zile vom vedea. Putin și-a atins scopul. Cu alte cuvinte, domnule general, spuneți că NATO, prin acțiunile pe care le întreprinde, poate să îi facă pe ruși mai mult să devină agresiv, să-și dorească o expansiune mai mare în zona de influență pe care ei și-o doresc? Și aici spun de Transnistria, Republica Moldova. Putin poate să fie criminal, poate fi orice, numai nebunul este. E foarte calculat. Pe de altă parte, americanii știau de foarte multă vreme că Rusia va interveni.
au făcut totul ca să intervină. Sunt pro-american, din tată, străbunic în fiu, tatăl meu a fost arestat în 48, acuzat pe nedrept că ar fi fost agent american. Nu. Dar nu sunt pentru politica actuală americană, chiar și înainte. Da, am fost pentru politica republicană, pentru cea democrat. Rezultatul, americane știau, factura o vom plăti noi. Ce se va întâmpla? Aceste sancțiuni actuale este o glumiță. De ce? Vă spun imediat. Poporul rus trăiește foarte prost. În afară de San Petersburg și Moscova, nu pe evul mediu, dar pe evul mediu. Deci, pentru ei sancțiune e doar un cod. Ce se va întâmpla? Rusia va vinde petrolul altora la prețuri mai bune și noi vom cumpăra via americanii și alte canale. Prețul de trei ori se va mări în energie și Europa va plăti actualmente prețul sancțiunilor pentru Rusia. Rusia va ieși actualmente, dar toate aceste sancțiuni, domnule general, 800 de milioane de dolari a încasat mai mult pe zi Rusia din cauza măririi. Am înțeles. Domnule general, vreau să vă întreb, poate România să facă notă discordantă în contextul în care este membră NATO și trebuie să se supună rigorilor familiei NATO? Dar de ce notă discordantă? Eu n-am spus așa ceva. Nu, contrariu. Nu, eu spun că toată Europa va plăti sancțiunile duse contra Rusie economice, vor fi un glos tras în piciorul nostru. Noi le vom plăti. Nu vor plăti americanii. Vom lua petrolul american la prețul pieței. Iar rușii vor vinde mult mai ieftin în afară. La China, Corea de Nord și mulți alții. Deci aia e problema. Eu apăr Europa și în primul România. De altfel, pot să spun că nu sunt totdeauna de acord, însă recenta vizită a lui Kamala Harris a fost un eșec. Pentru că această vicepreședinte, pentru că n-am nicio simpatie, fiind republican, pot să fiu o democrată care este catastrofică, în schimb, președinte România a făcut foarte bine. A refuzat ca să tragă pe teritoriul. De ce a venit dânsa? Dânsa a venit cu lucrul următor. Congresul american a aprobat 1,2 miliarde ajutor militar pentru Ucraina. Polonia a refuzat, Ungaria a refuzat. E bine, România, la rândul ei, a refuzat și aplaud guvernul și președintele României, au refuzat ca să devină o țintă a rachetelor rusești. Pe ce vă bazați, domnule general, în afirmațiile pe care le faceți? L-ai cunoscut! Nu mai este niciun fel de secret. Eram singura țară că puteam permite acest acces militar. Da, dăm alimente, dăm ajutor umanitar. Nu vrem să devenim o țintă. De altfel, ce semnal dați dumneavoastră ca general în rezervă românilor legat de acest conflict și de această întâlnire, dacă e un semnal bun pentru pace? În primul rând, Rusia nu va ataca și nu va încerca niciodată să atace NATO. 30 de țări NATO, inclusiv Statele Unite, să fie foarte serioși, deja armata rusă, da, a învins Ucraina, practic. Ucraina e deja învinsă, dar fața puterilor celor 30 de țări NATO se va pune. Nu are niciun interes. Ursul rusesc și-a luat ce vroia, vrea Ucraina, va teritoria lui. Vă pun o întrebare acum retorică. Închipuiți-vă o singură secundă. Că Rusia ar plasa rachete în Mexic sau în Canada. Ce ar spune Statele Unite? Clar. Deci, același lucru se putea întâmpla. Sunt foarte multe surse, foarte multe surse și sunt departe de a fi un contrariu, un adept al Moscovei, că se plănuia rachete la Harkov. Deci, să fim serioși. Acum vedem că au chiar laboratoare acolo. Deci, se poate face foarte mare de propagandă. Domnule general, mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Așa cum anunțam la început, cele 10 minute au trecut foarte repede. A spus lucruri extrem de interesante. Și România rămâne o țară fidelă aliației NATO, dar nu vrem război cu nimeni și poate mai puțin cu Rusia. Asta e mesajul nostru și felicit guvernul și președintele că au această poziție tare. Nu vrem să devenim țintă rachetelor rusești. Perfect, mulțumesc foarte mult pentru amabilitate. A fost generalul de brigadă în rezervă, Bartolomeu Constantin Săvoiu. Mulțumesc foarte mult, domnule general, pentru prezența în emisiunea noastră. Mergem la subiectul 2 de astăzi și se alătură discuției Raluca Mateiu, responsabil cultură și comunicare, Institutul Francez din România la Cluj-Napoca, despre un proiect frumos, a 11-a ediție a întâlnirilor europene din Transilvania. Bună seara, Raluca, mulțumesc că ești alături de noi la Actuală Regional.
Bună seara, bine v-am găsit. Te rog frumos să ne spui ce înseamnă această 11-a ediție a întâlnirilor europene din Transilvania. Eu știu pentru că ea se referă și la mobilitatea, regenerare și tot ceea ce înseamnă de urbanism și modernizare, orașul viitorului, nu? Da, întâlnirile europene din Transilvania sunt un eveniment care de 11 ani vorbesc despre dezvoltare durabilă, despre a găsi, de exemplu, noi surse de energie, care acum este un subiect foarte fierbinte pentru întreaga Europa, despre dezvoltarea orașelor și aceasta este și tematica întâlnirilor de anul acesta, care iau forma unui hackathon, Sustain City Hack, organizat de Ambasada Franței din România, Institutul Francez din România, în parteneriat cu Romanian Tech Startup Association și Cluj Hub, un eveniment care se va desfășura online în 8-10 aprilie, sub forma unui hackathon de 36 de ore, ale cărui teme principale sunt mobilitatea, regenerarea și planificarea urbană, în vederea dezvoltării sustenabile a orașelor. Acest eveniment se adresează societății civile, cadrelor universitare, studenților, cetățenilor implicați care văd un viitor mai bun pentru orașele lor, în special orașe aflate în plină expansiune, cum este Clujul, dar și Bucureștiul, Iașul sau Timișoara, experților în dezvoltare teritorială, urbaniștilor, arhitecților, constructorilor, managerilor de proiecte, antreprenorilor și așa mai departe. Înscrierea la acest concurs, practic, se face în echipe, în echipe de minim 2, maxim 5 persoane, iar ei vor trebui să răspundă pe parcursul acestui weekend din 8 în 10 aprilie unor provocări, fie pe mobilitate, fie pe regenerare și planificare urbană, fie pe dezvoltare sustenabilă și vor fi îndrumați de mentori din România în special, dar și din Franța, în demersul lor. Iar la finalul weekendului vor trebui să prezinte un proiect în fața juriului și, bineînțeles, pot câștiga și niște premii și, de asemenea, pot spera apoi să aibă proiectele dezvoltate mai departe. Ce frumoasă caracterizare și desfășurare de forțe că ne-a explicat exact ce înseamnă această 11-a ediție a întâlnirilor europene din Transilvania. Dar aș vrea să te întreb acum ce înseamnă un oraș al viitorului din perspectiva Institutului Francez și a celor care sunt prinși în această ecuație de organizare și de participare. Un oraș al viitorului, dacă există în momentul de față, într-o oarecare machetă la nivel mondial, care ar fi acest exemplu? Și să ne gândim Clujul, dacă el poate să ajungă să fie în această zonă și să spere că poate fi un oraș smart, dacă nu este deja. Asta ne spui tu. Te rog. Există niște obiective de dezvoltare durabilă și conform acestora orașele durabile se creează prin transformarea mobilității și facilitarea transportului verde, limitarea traficului în centrul orașului. Deci Clujul nu este. Scuză-mă că te-am întrerupt. Clujul nu este. Dacă ai început cu asta. Nu, sigur, sunt multe lucruri de ameliorat în Cluj și în toate orașele țării care au cunoscut o creștere exponențială a populației din 89 încoace, atât o creștere economică, cât și schimbări sociale și care duc, după cum bine știți, la o creștere mare a prețurilor imobiliarelor, pentru că este o dorință a populației de a se muta în Cluj și în alte orașe mari din România. De aceea trebuie să gândim de pe acum cum ne dorim să arate aceste orașe, pentru a nu fi niște aglomerări urbane în care nu e plăcut să trăiești, în care nu te poți mișca, în care ai un aer poluat și o apă poluată. Lucrurile trebuie planificate, gândite și găsite soluții pe cât se poate de eficiente în vederea dezvoltării armonioase și rezonabile. Raluca, de ce Institutul Francez de la Cluj, să spunem, este direct interesat să organizeze astfel de evenimente? Cum au fost cele trecute și pe ce mizați voi în fiecare an când duceți până la bun sfârșit un asemenea eveniment ca cel la care te-ai referit, a 11-a ediție a întâlnirilor europene din Transilvania? Noi, alături de Ambasada Franței, avem un obiectiv și anume acesta al dezvoltării durabile și încercăm să aducem împreună experți în dezvoltare teritorială, reprezentanții ai ONG-urilor. Și se vine și cu un exemplu din Franța, de oraș, de mobilitate, de specialiști de acolo care fac un fel de experiență cu
românii și nu numai. Pentru că la această acțiune participă mai multe naționalități. Ai spus profesori, elevi, participanți din mai multe țări. Da, în special din România și din Franța. Evenimentul se va desfășura în limba engleză și sigur că ne dorim să fie și un schimb de bune practici, un schimb de idei. Avem foarte mulți mentori din zona privată, dar și din zona asociativă, fie că sunt experți în mobilitate sau ingineri, arhitecți, avocați, așa, experți în obținerea de fonduri europene, de exemplu, pentru că fondurile sunt foarte importante când dorești să dezvolți un proiect, mai ales de această anvergură. Iar în juriu avem reprezentanți atât din partea mediului privat, cât și pe Joseph Giustiniani, reprezentant din partea ambasadei, reprezentanți din partea Cluj Hub și și pe Ovidiu Câmpean din partea primăriei Cluj-Napoca. Deci așadar, o garnitură de oameni care pot ajuta, pot veni cu idei, pot face și pot îndrepta până la urmă participanții și până la urmă să existe o tematică bogată și cu soluții la fel de bogate. În conexiune cu acest eveniment, Institutul Francez din România la Cluj-Napoca prezintă la CAV o expoziție de fotografie Control. Despre ce e vorba, ce înseamnă această expoziție de fotografie și poate și colegii ne ajută cu imagini cu această expoziție. Într-adevăr, pentru a avea o tematică, și anume cea a ecologiei în această perioadă, și programarea noastră din spațiul de expoziții la CAV s-a aliniat în tematica ecologică și prezentăm fotografie făcută de Roxana Blojou din Timișoara, o artistă care a terminat pe pictură, dar acum este interesată foarte mult de fotografie și de ecologie. E interesată de impactul ei asupra mediului și e activ implicată în proiectarea unui viitor sustenabil. În acest proiect fotografic, artista utilizează scurtături ale unor comenzi de tastatură, cum sunt Ctrl-S, Ctrl-V, Ctrl-X, Ctrl-Z, pentru a crea o punte între procesele tehnologice prin care relaționăm cu oamenii din jur și mediul natural spre care tindem să ne îndreptăm, mai ales în situații de criză, în situații în care ne simțim nesiguri. Sunt fotografii pe care artista le-a făcut în perioada pandemiei și a carantinei, din diverse zone naturale, dar și urbane din România. Și sigur că de multe ori ne-am dorit să fie atât de simplu încât să facem un Ctrl-X și să putem tăia gunoaiele pe care le vedem în peisaj sau să multiplicăm niște peisaje care ne plac sau niște lucruri care ne plac. Dacă s-ar putea și cele morale să le tăiem, la gunoaie mă refer, ar fi extraordinar dacă ar exista acest Ctrl-X, cum îi spuneți voi. Întâlnirile sunt fizice, față în față, e un lucru extrem de important după 2 ani de pandemie, asta în contextul în care la știri am difuzat foarte multe informații, știri cu studenții care sunt nemulțumiți că deja s-a trecut în sistemul fizic și de asta facem această paralelă. Cumva s-au dezobișnuit de această situație, li se pare într-un mod foarte ciudat și chiar protestează față de Ministerul Educației. Nu e tema noastră, dar am spus doar așa ca să punctez. Deci și la voi întâlnirile în pandemie au fost probabil în sistem online. Acum, dacă ele sunt față în față, ce fel de emoție și efectiv unde se desfășoară ele? În privința, am reluat și noi activitatea fizică cu participanți. Chiar aseară am avut atât vernisajul acestei expoziții, care e deschisă până în 8 aprilie la Institutul Francez, cât și un eveniment literar și ne-am bucurat foarte mult să ne întâlnim cu oamenii, să discutăm, să ne vedem față în față. A fost o schimbare foarte binevenită. Însă în ceea ce privește acest hackathon, el se va desfășura online și astfel pot participa oameni din toată țara și din Franța. Sunt oameni din ambele țări pot participa. Singura condiție este să se înscrie în echipe până în 7 aprilie inclusiv. Și găsesc informații pe website-ul nostru și pot câștiga și premii, premiul cel mare fiind de 4.500 de lei, premiul de important, important, cred că și celelalte premii. Da. Au trecut cele 10 minute. Mulțumesc foarte mult pentru amabilitate. Raluca Mateiu, responsabil cultură și comunicare Institutul Francez din România la Cluj-Napoca. Mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit, doamnă și domnule, rămâneți cu programele TVR Cluj. Sunt Grația Moldovan, cu bine!